Dragi copii, bine ați venit în lumea minunată a basmului! Bine te-am găsit! Mârâiala cu mângâierea în coadă. Nu știu cum se făcu, cum nu, destul că odată ajunse și un biet dascăl de școală să aibă o gospodărie mai întinsă, cum s-ar zice. Vezi bine, la aceasta, pe lângă altele multe și de toate, îi mai trebuia dascălului nostru și un servitor harnic. A umblat el cât a umblat, dar în zadar n-a umblat că și-a găsit un vlășgan de flăcău pe nume Păcală. Dascălul, pe lângă că avea ceva stare, se ținea și cu multă cunoștință de carte, că vedeți voi, așa e făcut omul. Când se simte greu la pungă, vorbește mai din plin, ori mai cu greutate, în sfârșit nu vorbește cum ar trebui să vorbească, multe lucruri le numește schimonosit, oricum se zice, mai pe politică. Despre toate acestea, dăm aici o lecție practică ce a ținut-o el într-o zi cu servitorul său, Păcală. Măi, Păcală, ia, ascultă. Da, stăpâne, ascult. Vezi că s-a stins mângâierea. Adă vreo două lemne și o aprinde. Ce mângâiere s-a stins, stăpâne? Și cum s-o aprind eu cu lemne? Iată că nu pricep. Bine, păi tu așa de prost ești să nu știi nici atâta că la foc se zice pe politică mângâiere? Am înțeles, stăpâne, acum da, acum am aflat. Bine, acum mergi și da afară mârâiala din cămară, să nu se strice ceva pe acolo. Băi, mă duc bucuros, stăpâne, dar n-aș vrea să stric ceva pe acolo, că nu știu ce e aceea mârâială. Tot ești tu prost, măi, slugă. Bine, tu nici atâta nu știi că mârâiala nu e altceva decât pisica? E, așa o fi, stăpâne, dar eu știam că pisica e pisică și pace bună. Acum dă-mi un pahar de udeală, zise stăpânul. E, poate un pahar de rachiu, stăpâne, vrei să zici că de... râd de dracu de tine. Ce rachiu, măi, nerodule? Nu mai mojicii beau rachiu. Udeală este apă și atât. Vezi, bagă-ți bine mintea în cap ce spun, să nu mai uiți. Nu mai uit. Las pe mine, stăpâne. Mâine să te scol dis de dimineață și să te duci pe la pricopseală să vezi ce mai este pe acolo, spuse stăpânul. E, bucuros aș face, stăpâne, dar nu știu unde mă trimiți, că nu pricep ce e aceea pricopseală. Bine! Tu, precum se vede, nu știi nimic. Nu știi nici cum se vorbește, cum se cade. Ba, să ierți-ne-i că dascăle știu să vorbesc, dar nu așa cum spui dumneata. Apoi vezi tu, știi limba proștilor, măi, ar fi bine să te mai cioplești și tu, ca să se vadă că nu ești slugă la oameni proști, ci la dascălul satului. Priceput ai? Da, acum priceput ai, nei că dascăle, ce e pricopseală. Poate că vrei să mă duc pe la școală și să văd venita vreun băiat sau nu. Nu te întrece degeaba cu firea. Nici pe departe nu este așa ceva cum gândești tu. Pricopseală se numesc grânele, măi, năucule. Adică să te duci la câmp și să vezi cum mai sunt semănăturile, că n-am mai fost de mult pe la ele. Mulțumesc, Doamne, că am mai învățat și eu ceva. Așa, cucă-năucă, îi spuse dascălul. În sfârșit, dragii mei, trece azi, trece mâine, dar Păcală nu se putea nici de cum deprinde cu limba cea sucită a dascălului său, cum o numea el. Într-o zi, ce-i trăznește lui Păcală prin cap? Hai să-i o facă stăpânului său ca să nu-l mai prostească atât. Se apucă și legă un tăciune aprins de coada pisicii și-i dădu drumul prin curte. Pisica, speriată, a fugit din curte în bătătură și s-a oprit drept în vârful clăii de grâu. Paiele, fiind bine uscate, îndată au luat foc. Sluga, cum o vede arzând, începe a striga din poate.
poarta curții. Stai, neică, dascăle, cu udeală, că s-a dus mârâiala cu mânghierea în coadă și de nu vei veni cu udeală, e, va fi vai de pricopseală. Dascălul aude, dar nu iese zicându-și: ce om prost mai e și sluga asta a mea! Acum naiba mai știe ce vrea să zică el. Sluga însă repetă strigătul: stai, neică, dascăle, cu udeală, că s-a dus mârâiala cu mânghierea în coadă și de nu vei veni cu udeală, e vai de pricopseală. Și voi: stai, neică, dascăle, cu udeală, că s-a dus mârâiala cu mânghierea în coadă și de nu vei veni cu udeală, e vai de pricopseală. Dascălul habar n-are până ce nu vede focul în bătătură. Alergă el iute să stingă, dar nu mai putea face nimic, că era prea târziu. Necăjit și amărât foc, bietul dascăl s-apucă să certe și să bată sluga că de ce n-a spus românește cum se cade, nu în limba păsărească. Bine, bine, stăpâne, zise Păcală, eu am gândit că dumneata înțelegi numai așa și mi-era frică să nu o pățesc și acum. Cum sună, așa răsună, vai de mine și nu mai da așa tare. La revedere, copii! La revedere și o vacanță plăcută!